Mai exact, când veniți cu autovehiculul la Registrul Auto Român, după identificare și verificare, puteți pleca fără să mai așteptați eliberarea actului. Îl veți primi prin curier, dacă solicitați acest lucru, în maximum 3 zile lucrătoare. Termen care poate fi prelungit doar în situația excepțională în care emiterea cărții de identitate a vehiculului este condiționată de răspunsul altor entități externe. Registrul Auto Român nu taxează acest serviciu, veți plăti doar taxa de curierat la primirea documentelor, a explicat Alina Niță, director general Registrul Auto Român. Clienții vor putea menționa pe cererea de activitate pe care o completează la sediul REARE faptul că doresc primirea CIV prin curier. Vor scana cu un telefon mobil un cod QR care permite accesarea directă a linkului pentru înregistrarea solicitării. Aceste facilități vor fi disponibile la intrarea în fiecare reprezentanță REARE din țară. Rămâne în vigoare și opțiunea de ridicare personală a cărții de identitate a vehiculului direct de la ghișeul reprezentanței teritoriale unde a fost efectuată activitatea. Acest nou serviciu a fost conceput în special în beneficiul clienților care nu au domiciliul în orașele reședință de județ, unde sunt situate de regulă reprezentanțele REARE și care astfel au de parcurs distanțe mari pentru revenire. De asemenea, prin acest demers se decongestionează și zona de așteptare pentru clienți, a mai arătat directorul general al Registrului Auto Român.